Ora 14, bun găsit. În contextul scăderii temperaturilor, românii care au centrale termice au dat deja drumul la căldură, iar consumul ridică deja semne de îngrijorare. Asociația Energie Inteligentă anunța încă de luna trecută că 40% din consumatorii români vor rămâne fără gaze dacă iarna va fi geroasă, inclusiv școlile și grădinițele. Între timp, Gazprom refuză cererile furnizorilor români de a livra gaze. Nu avem gaz suplimentar pentru România, au transmis aceștia. Discutăm subiectul, e alături de noi, într-o legătură telefonică, profesorul de economie Mircea Coșa. Domnule profesor, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Seara bună, doamnă, cu plăcere. Cât de mare este riscul ca România să rămână fără gaze naturale în această iarnă, pe fondul creșterii semnificative a prețului, dar și semnalului dat de Gazprom legat de imposibilitatea suplimentării livrărilor către România? Păi, apare un risc evident. În primul rând, din câte s-a spus, noi n-am reușit să ne acoperim rezervele. 30% din rezerve au fost realizate. În al doilea rând, suntem o țară care plătim foarte mult pentru gaze importante, iar acum suntem blocați și pentru că Gazprom ne refuză livrarea, chiar dacă probabil n-am acceptat prețul. Deci situația se complică foarte mult. Arată încă o dată ce nepregătiți suntem pentru această iarnă. Trebuie ca să spunem un lucru foarte clar, ca să nu ne încurcăm în cuvinte. Problema gazelor, ca și problema valului 4 de pandemie, erau cunoscute încă din luna mai. În luna mai, toată această piață internațională a gazului s-a discutat foarte serios în legătură cu Nord Stream 2, posibilitatea că în această iarnă să existe dificultăți de aprovizionare. În al doilea rând, nu e momentul acum, dar trebuie ca să spun, și despre valul 4 al pandemiei s-a discutat tot cam la acea dată. De ce spun lucrurile astea? Ca să arăt că era timp suficient ca să ne pregătim pentru această iarnă, găsim diferite alte forme de aprovizionare. Sigur că acum e târziu. E foarte târziu, deja frigul este la ordinea zilei, se anunță un frig și mai important. Deci pe lângă faptul că vom plăti foarte scump facturile, există și acest necaz îngrozitor pe care nu l-am mai trăit de pe timpul lui Ceaușescu, că nu avem nici gaz. Dar atunci ni se întâmpla, eu cunosc epoca foarte bine, ca să fie zile întregi în care gazul, se zicea, nu are presiune. De fapt, nu era. Nu puteam nici măcar să ne facem un ceai sau să ne pregătim pentru masa de fiecare zi. Încă de luna trecută, Asociația Energie Inteligentă anunța prin vocea domnului Dumitru Chisăliță că 40% din consumatorii români vor rămâne fără gaze dacă temperaturile vor scădea mult iarna aceasta, inclusiv școlile, grădinițele. Credeți că vom ajunge într-un astfel de scenariu? Ceea ce spunea această asociație confirmă faptul că se știa încă dinainte. Bine, poate nu la nivelul guvernului, dar la nivelul celor care erau interesați să știa acest lucru. Da, e posibil ca să rămânem în această iarnă fără gaz acolo unde ar trebui să avem neapărat, în școli, în spitale, în instituțiile publice. Sigur că nu mai vorbesc de consumul casnic și acolo trebuie să fie. Dacă vreți ca să vă spun ceva care e un paradox, dar în același timp și comic. În PNRR, acest faimos plan, această faimoasă venire de bani la care toată lumea se uită ca la un dat de la Dumnezeu, guvernanții noștri au inclus o clauză care spune că până la anul 2023 va trebui să renunțăm la consumul de lemne pentru uz casnic și să locuim cu gaz. Păi este că noi nu avem gaz nici când consumăm lemnele. Dar apoi când nu o să mai consumăm lemne? 2023 este mâine pâine, nu e o perioadă delungată. Da, domnule să profesor, nu uităm că nu s-a făcut nimic cu gazul din Marea Neagră. Da, asta voiam să vă întreb. Vorbiți despre discuții care s-au avut încă din luna mai, când această situație ar fi putut fi prevăzută. Ne întrebăm în acest context cât de utile ar fi fost gazele din Marea Neagră, despre care tocmai ați pomenit, pentru care legislația e în stand-by de 5 ani de zile. Doamne, vedeți, în afară de Federația Rusă, care are o posibilitate enormă de a impune un monopol cu aprovizionarea cu gaze în Europa, mai sunt două sau trei țări care pot avea gaz. Olanda și România printre ele. Noi n-am făcut nimic. Nimic. Spuneați dumneavoastră, sunt ani de zile de când tot discutăm și auzim numai de promisiuni. În momentul în care între Germania și Federația
rusă s-a creat o alianță productivă, să zicem, creând acest complex industrial energetic, industria enormă și performantă a Germaniei, fiind aprovizionată la prețuri extrem de atractive de către Gazprom, iar Gazprom dorește să devină un furnizor unic, controlând întreaga Europa. Dezvoltarea gazelor din Marea Neagră rămâne destul de incertă, pentru că Gazprom nu va voi să aibă niciun fel de concurență, oricât de mică sau de neimportant ar fi ea, pe zona europeană. Dovada este că ne joacă cum vrea el. Acum ne-a spus că nu are gaz pentru noi. Poate că vom primi niște presiuni din partea Germaniei, direct din Rusia și Germania, ca noi să mai amânăm extracția gazului din Marea Neagră. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, am creat o concurență. Gazpromul e acest gigant energetic care până la urmă conduce Europa, mai ales în condiții de iarnă. Deci nu sunt foarte optimist, că vom începe să exploatăm acest gaz în termen util. Termen util înseamnă în 3 până la 5 ani, pentru că după asta perioada de tranziție a gazului nu mai este valabilă și va trebui să renunțăm. Deci ne facem singuri niște încurcături, ne tot învârtim în jurul unor politici publice energetice care până la urmă vor duce această țară în câteva luni într-o situație extrem de gravă. Prețul enorm al energiei va distruge până la urmă economia românească, care da, nu mai are niciun fel de grad de competitivitate. Până la urmă, pe români asta interesează. Cât de mult vor avea de plătit și ce va însemna din punct de vedere al facturilor iarna aceasta comparativ cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut? Doamne, eu nu cred că vor fi creșteri, așa cum se spune acum, de 300-400%. Nu, nu. Însă vor fi creșteri care vor fi poate de 50-60-70% până la 100%, adică o dublare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că deodată factura afectează bugetul fiecarei familii într-o manieră dramatică. Deci dacă înainte, pentru cineva care este în clasa media României, clasa de mijloc a României, care câștigă 1.000-1.500, să zicem, de euro pe lună, plătea 100-200 de euro pentru gaz, acum va plăti 5-600. Păi și pentru aceștia situația devine dramatică. Dar apoi cei care au salariu minim pe economie sau pensia minimă. Deci ne vom reduce consumul în toate domeniile și situația în sens de calitate a vieții se va deteriora foarte mult în România. Vom trăi foarte rău. Da, vă mulțumesc foarte mult, Mircea Coșa, profesor de economie. A fost Schimbăm subiectul. În mai puțin de 24 de ore vom avea o primă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru ieșirea din criza politică și spunem fără optimism o primă rundă, pentru că PSD a anunțat deja că nu vine cu nicio propunere, USR ar merge cu varianta Cioloș, dar nu are majoritate în Parlament, iar PNL s-a răzgândit și nu mai merge cu propunerea Florin Câțu. Gabriela Del Pupo vine cu datele. Gabriela, bună ziua! Ce se mai prefigurează la consultările de mâine? Bun găsit! În primul rând trebuie să spunem că ne așteptăm la o primă rundă de consultări fără niciun rezultat. Președintele, în momentul în care a anunțat aceste consultări, a și spus că cel mai probabil o majoritate de 3 partide care să poată susține un guvern nu se prefigurează și în niciun caz după această rundă. Pe de altă parte, trebuie să menționăm că cei de la USR sunt în expectativă, așteptând ca cei de la PNL să propună un nume de premier. Ei ar fi pregătiți cu mai multe nume, printre care Dacian Cioloș, Dan Barna sau chiar Cristian Ghinea sau Cătălin Drulă, dar pe de altă parte nu au acest drept, ei vrând să refacă această coaliție exact în termenii în care a fost negociată la Vila Lac după alegerile parlamentare, adică câteva portofolii de ministere pentru USR Plus și funcția de prim-ministru ar merge tot la cei de la Partidul Național Liberal, atâta timp cât nu îl propun tot pe Florin Câțu. Cei de la Partidul Național Liberal, știm foarte bine, sunt și scindați. În biroul executiv inițial se anunțase numele lui Florin Câțu pentru funcția de premier în continuare, dar un alt birou executiv a decis să nu înainteze niciun nume pentru ziua de luni și să aștepte să se consulte întâi cu președintele. Cei de la PSD
Dar mergem spre varianta alegerilor anticipate, motiv pentru care au 10 puncte esențiale care ar trebui respectate în cazul în care se așteaptă de la ei să susțină un nou guvern și, bineînțeles, cu un alt nume de premier. Iată deci că nu se grăbesc nici să preia puterea, dar nici să propună o alternativă. Cei de la Partidul Social Democrat mâine vor avea birouri naționale politice, atât cei de la USR, cât și cei de la Partidul Social-Democrat și cei de la PNL vor avea o declarație după consultări. Chiar președintele partidului Florin Câțu va susține această declarație. Mulțumesc, Gabriela. Alături de noi, într-o legătură video, este Petre Bădică, jurnalist Newsweek. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bădică. Bună ziua. Și de asemenea, sociologul Vladimir Ionaș. Bună ziua. Domnule Bădică, am să încep cu dumneavoastră. De la miezul zilei până spre seară, partidele politice vor merge mâine la consultări cu șeful statului. La ce să ne așteptăm? Să ne așteptăm să tragem speranța că șeful statului va rezolva foarte simplu problema asta, mai ales că partidele i-au dat o mână de ajutor, toate au anunțat, chiar și PNL, o surpriză plăcută după atâta timp, au anunțat că nu vor merge cu nicio propunere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că domnul președinte Iohannis poate să decidă ce vrea dânsul. Poate să ne mai țină în tensiunea asta cu domnul Câțu mult și bine, încă zile în șir, poate săptămâni, să-l numească încă o dată, să-l mai țină interimar, habar n-am. Prelungind evident această criză sanitară, economică, această instabilitate, pentru că problema mare în momentul de față este că nu neapărat, sau și că domnul Câțu este premier, dar problema cea mai mare este că nu avem un premier de forță, că nu avem un guvern care să-și asume niște măsuri foarte clare, foarte, pentru o parte a publicului, dure, pentru altă parte a românilor așteptate, cum ar fi, ar trebui marile orașe să intre într-un fel de, în carantină, nu în lockdown. Da, vedem acum că Turnul Severin a intrat în carantină. Copiii se duc sau nu în online, vedem ce nebunii se întâmplă la Ministerul Educației cu ordine schimbate peste noapte. Toate astea se petrec doar din simplu motiv că nu avem un premier clar, că nu avem o stabilitate foarte clară, că nu avem o coaliție care să-l ajute pe premier cu o majoritate în Parlament, iar președintele nu mai poate tărăgăna această situație. Ok, am înțeles, domnul Câțu a trebuit pus șef cu foarte multe săptămâni de tergiversare și de întârziere în rezolvarea crizei sanitare, în primul rând. Am înțeles că după ce domnul Câțu s-a ales șef de stat, premier... Încă nu! Da, așa e. Actorii politici, începând cu domnul Iohannis, a trebuit să plătească niște polițe politice USR-ului. USR-ul a trebuit să urle la PNL. În regulă, da. Am înțeles și asta, deși nu era în regulă. Dar acum, domnul președinte, trebuie foarte clar să ia o decizie radicală și cel mai sănătos ar fi să renunțe la domnul Câțu. Clar. Domnule Ionașcu, vine o iarnă ca niciun alta, cu criză sanitară, criză economică și politicienii au criza lor și merg să o discute mâine cu președintele. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce credeți că va urma? Eu nu sunt foarte optimist legat de ziua de mâine. Cred că domnul președinte va încerca să tragă de timp cât mai mult posibil pentru ca domnul Câțu să rămână în funcție. A investit din punct de vedere politic, din punctul de vedere al imaginii, foarte mult în ultimul timp în domnul Câțu și o cedare în fața celor de la USR acum pentru domnia sa reprezenta o umilință, dacă pot să folosesc un termen puțin exagerat. Deci nu cred că va face acest pas în spate. Mă aștept sincer de la domnul președinte, nu știu dacă mâine sau după runda a doua de consultări, să spună că a văzut toată lumea că există o nouă majoritate în
Parlament și atâta timp cât doar cei de la USR vin cu o propunere de premier în persoana domnului Cioloș, chiar să-l propună pe domnul Cioloș, fiind conștient de faptul că nu poate face acea majoritate în Parlament, dar doar pentru a câștiga timp cât mai mult pentru domnul Câțu. Din păcate, toate crizele suprapuse, venite și peste un moment în care 85% dintre români spun că ne îndreptăm într-o direcție greșită și sunt îngrijorați de cum merg lucrurile în România, jocurile politice sunt mai importante decât ceea ce cred oamenii și care sunt nevoile reale ale oamenilor. Asta este adevărul, din păcate, dar, repet, domnul președinte, din punctul meu de vedere, a investit mult prea mult în domnul Câțu, dintr-un singur motiv, să scape de domnul Orban, nu are vreo legătură cu nevoile țării sau cu agenda cetățenilor. Și nu poate face un pas în spate tocmai acum. Da, e un moment puțin spus nefericit în politică. Coaliția s-a prăbușit, PNL riscă scindarea. Domnul Ciolacu vorbește într-una despre anticipate. Am văzut că mai nou a apărut și domnul Dragnea în prim plan. Se laudă că a adunat 10.000 de adeziuni la partidul său condus de Codrin Ștefănescu, în context extrem de tulbure în care se întâmplă toate lucrurile acestea, domnule Bădică. Da, e un context tulbure, așa cum spuneți, dar soluția este extrem de simplă. Și este, din păcate, a zice la președintele Iohannis, care poate alege foarte simplu să nominalizeze un premier care nu a fost atât de scandalagiu, să spunem, în relația cu USR, se vorbește de domnul Bolojan, pentru că nu poți să vii să spui... Să zicem că domnul Iohannis ar vrea să retragă nominalizarea domnului Câțu, n-ai putea să-l pui pe Rareș Bogdan sau pe doamna Gorghiu, care au fost foarte vocali, da, împotriva USR-ului. Eu însă nu cred în varianta nici anticipatelor și nici în varianta guvernului minoritar, în varianta guvernului minoritar cu atât mai puțin. Am mai spus aici la dumneavoastră, PSD-ul nu vrea să stea cu ochii pe Ciolan, să se mufeze la nu știu ce fonduri date de PNL, etc. Nu, PSD-ul vrea pur și simplu întregul Ciolan. Știm foarte bine, așa s-a întâmplat când a fost premier Adrian Năstase, când a fost domnul Dragnea, când a fost domnul Ponta. Nu cred că este loc ca domnul Câțu să fie susținut de PSD. Nu cred asta, înseamnă că PSD s-ar fi defectat complet. Nu cred în această soluție. Eu cred, fiind de data asta un pic optimist, că până la urmă, indiferent ce fandări mai face președintele în această săptămână, va alege până la urmă un premier și coaliția se va reface. Da, spuneați, domniile voastre, despre faptul că ar fi nevoie de cineva, o persoană care să nu fi intrat în conflict cu USR-ul. Cu alte cuvinte, singura salvare ar fi ca domnul Iohannis să găsească rapid în PNL o personalitate capabilă, cu un trecut impecabil, o ținută de nereproșat atât pe plan politic cât și pe plan profesional, un premier surpriză. Cine credeți că ar putea fi această persoană, domnule Ionaș? Evident că domnul Bolojan ar fi o variantă foarte bună și pentru PNL și ar fi acceptată și cei de la USR Plus, dar eu mă îndoiesc că domnul Bolojan ar vrea. În primul rând este de notorietate relația foarte rece dintre domnul președinte Iohannis și domnul Bolojan. Mai sunt nume în Partidul Național Liberal, sunt oameni, și domnul Emil Boc ar fi o soluție. Nu știu dacă domnia sa ar accepta în momentul de față să plece de la primăria Cluj pentru funcția de prim-ministru. Ar mai fi domnul Dan Motreanu, este europarlamentar, de asemenea ar trebui să poarte o discuție foarte serioasă domnul președinte cu domnia sa. Din punctul meu de vedere, oricine ar fi prim-ministru desemnat de către cei de la Partidul Național Liberal, ar fi și persoana care... probabil nu anul acesta, dar la începutul anului viitor, iar lua locul domnului Câțu și în fruntea Partidului Național Liberal, pentru că domnul Câțu, în momentul în care pierde funcția de prim-ministru, pierde și partidul. Asta este cât se poate de clar, nu poate să ocupe această poziție fără a avea portofoliu de la Palatul Victoriei. Dar și eu m-aș bucura să fie lucrurile să meargă atât de rapid, cum spune interlocutorul nostru. Eu sunt mai pesimist. Eu nu cred că domnul președinte va face acest pas în spate. M-aș bucura să-l fac, ar fi în interesul românilor, al societății, al nostru, al tuturor, mai ales că vedem ce se întâmplă cu pandemia și cu criza care ne lovește în fiecare zi din ce în ce mai tare, dar eu nu cred în
capacitatea aceasta de a fi responsabil, nici a președintelui Iohannis, nici al celor din conducerea Partidului Național Liberal. Dacă cei din Partidul Național Liberal ar fi simțit că este nevoie de responsabilitate, ar fi înțeles și ar fi acceptat să-l schimbe pe domnul Câțu. Nu știu de ce s-au încăpățânat atât de mult. Domnul Câțu nu e un lider locomotivă care să aducă partidului ceva, voturi, să aducă simpatie electorală, ba din contră. Nu pot explica exact care sunt jocurile, nu știu jocurile de culise, dar e, v-am spus, inexplicabilă pentru mine încăpățânarea cu care merg mai departe pe această variantă, Florin Câțu. Domnule Bădică, a vorbit domnul Ionaș despre chestiuni de ambiție, de orgoliu din partea șefului statului. Cum credeți că arată imaginea președintelui după această susținere până în pânzele albe pentru Florin Câțu? Domnul Iohannis a ales să se lege de domnul Câțu cu toate funile posibile, în momentul în care, fără îndoială, domnul Câțu este persoana arătată cu degetul și pe bună dreptate și persoana care va deconta toată această criză. Criză sanitară, vorbea domnul Coșa de o criză energetică. Pe lângă aceste crize, hai să ne aducem aminte că liberalii nu au reușit să ducă la bun sfârșit absolut nicio promisiune. Vă reamintesc, nu s-a făcut reformă în justiție, nu s-a reformat sistemul plăților către bugetari, da? Avem niște sporuri imense acolo. Așteptăm, iată, o nouă lege a educației care apare peste noapte și este anunțată peste noapte. Deocamdată, liberalii nu au livrat absolut nimic și este foarte clar și pentru mine straniu de ce președintele ține morții să deconteze tot eșecul ăsta din ultimele luni alături de domnul Câțu. Mai ales că domnul Câțu, iertați-mă, nu este niciun o lumină politică, nici studii extraordinare nu are, nu a dat dovadă că ar fi un bun administrator la Bruxelles sau într-un oraș, n-a condus o administrație. De unde această încrâncenare de a-l menține pe domnul Câțu? A mai zis asta, e de râs. A plecat Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, a plecat Messi de la Barcelona. N-a murit fotbalul spaniol, am mers mai departe. Pare că ne-am blocat în acest domn Câțu. Uitați, în momentul de față în București, rata de infectare este de 13 la 1000. Turnul Severin a intrat în carantină la mult mai puțin, 10. Vorbim de sute de copii internați cu COVID. Unde ne oprim? Pare totuși că, nu totuși, suntem într-un teatru al absurdului. Da, domnule Ionaș, din păcate nu suntem spectatori noi. În lipsa găsirii unui personaj care să îndeplinească profilul căutat în PNL, în caz contrar, ar fi această soluție greu digerabilă a unui premier USR sau alegeri anticipate vehiculate de Marcel Ciolacu? Ce s-ar putea întâmpla? Nu cred că PNL-ul ar accepta un premier din partea USR. Chiar nu cred că ar vota așa ceva. Alegeri anticipate, evident că dacă ne uităm și în urmă cu un an, când președintele Iohannis cerea cu foarte mare aplomb alegerile anticipate, ar putea fi o soluție. Dar mi-e foarte greu să cred că vom ajunge acolo, pentru că chiar dacă am avea două guverne care ar pica, chiar dacă ar exista consens politic între partidele care au votat moțiunea de cenzură, să spunem, nu cred că PNL-ul își dorește în acest moment alegerile anticipate, pentru că au pierdut foarte mult la intenție de vot și atunci președintele nu cred că va dizolva Parlamentul. Deci mi se pare imposibil să ajungem la alegerile anticipate, pentru că președintele nu își dorește acest lucru și ține 100% de voința domniei sale. Deci da. Nu cred. Cred că mai degrabă va forța cât poate de mult un guvern din acesta minoritar, nu știu cu ce suport, pentru că nu văd de ce USR-ul sau PSD-ul ar vota. De fapt, cinic, aș înțelege de ce USR-ul sau PSD-ul ar susține un guvern minoritar al PNL, pentru ca ei să deconteze această iarnă. Dar pentru ambele partide este foarte greu de explicat propriul
electoral, da, electorat cu argumente de ce iau această decizie. Vladimir Ionas, sociolog, de asemenea jurnalistul Petre Bădică, Newsweek. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinii. Doamnelor și domnilor, ne pregătim să luăm o scurtă pauză, după care trecem în revistă cifrele zilei. Deși o zi de weekend avem 10.400 de noi infectări cu COVID-19. Vă spunem mai multe imediat. Rămâneți cu noi. Am revenit cu cifrele zilei. Informația acestei ore vorbește despre o rată de incidență în capitală a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 de 13,6 la 1000 de locuitori. Un număr de noi infectări 10.400, deși suntem într-o zi de weekend. 211 români au murit, iar 1603 sunt internați pe secțiile de terapie intensivă. Despre aceste cifre discutăm în continuare. Doctorul Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, e într-o legătură telefonică directă. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Cum vedeți aceste cifre? Care este situația și la dumneavoastră? Situația este în continuare una dramatică, aș putea spune, foarte îngrijorătoare. Sigur că ne bucură această scădere, dar cu tot ce suntem conștient că acest lucru se întâmplă aproape în fiecare weekend. Există o scădere a numărului de cazuri corelată și cu o mică scădere a numărului de testări care se face, testări PCR, mă refer nu neapărat testările rapide care se fac sâmbătă în unitățile sanitare și în centrele de specialitate. Sigur că ne-am dorit ca această scădere să se mențină, însă presiunea pe sistemul sanitar rămâne mare, deoarece prezentările care au loc la unitățile de primiri urgențe sunt corelate cu cifrele care au fost prezentate sau care au fost valide în urmă cu circa 8-9 zile. Atunci este de obicei, da, în a 8-9 zi de boală, pragul critic pentru fiecare bolnav care determină dacă poate să rămână acasă sau dacă starea lui e bună. Domnule doctor, mai sunt locuri în spitale pentru bolnavii ce vor veni în zilele următoare? În acest moment mai sunt doar 3 locuri libere la ATI la nivel național. Pentru partea de non-critici, într-adevăr, avem mai multe locuri libere, însă dacă această cifră nu scade într-un mod oarecum spectaculos, vom fi nevoiți din nou să căutăm soluția alături de autoritățile centrale să creștem numărul de paturi, dar cumva să facem acest lucru, și asta este de fapt problema, cum creștem numărul de paturi fără să afectăm bolnavii de alte patologii și bolnavii cronici, pentru că numărul de paturi este unul fix, numărul de paturi care lucrează fiecare unitate sanitară și nu putem să alocăm foarte ușor paturi decât dacă luăm din altă parte. Aceasta este problema. La fel, avem 4.000 de paturi de ATI în țară, însă în continuare există accidente de mașină, accidente vasculare cerebrale și așa mai departe. Nu putem să alocăm acele paturi atât de ușor. Vă mulțumesc foarte mult, Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara. Așadar, 13,6 la 1000 e incidența a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 în capitală. Vă mulțumesc pentru atenție. Subiectele vor fi cu siguranță dezbătute în jurnalele noastre următoare. La revedere!